Salutare tuturor! Eu sunt Edu și azi am venit cu ceva foarte special. Vreau să facem un unboxing la un volan pentru PlayStation 4. Așa, deci, eu l-am cumpărat undeva la 400 de lei și era aproape ultimul care mai era la Altex, deoarece s-au vândut foarte mult și erau ultimele de pe stoc. Mă rog, hai să te încumpără vrăgeala. Da, stai mai că mai am o chestie. Și nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și hai să-i dăm drumul la review-ul nostru. Ok, am încercat să fac o chestie acolo. Așa arată cutia, să o dăm și noi cu fața. Aici e patul meu, n-am avut unde să o filmez altundeva. Și câte vedem noi, arată chiar... E disponibil și pe PlayStation 3. Eu îl folosesc pentru PS4. Ok. Prima dată din partea de sus, deschide. Ce să vezi? Chiar e volanul. Mă rog, eu l-am mai desfăcut, m-am mai jucat cu el. E aici un unboxing cam întârziat, dar asta e, nu am timp. Scoatem volanul. Așa. Da, mă rog, da. O să încerc să fac aia. Ok, deci volanul cam așa arată, are intrare USB, tipic Edu, fire încurcate, scuze pentru imaginile astea foarte bune, dar cu o mână, ce să faci, dă-te mai încolo, așa. Și volanul cam așa arată, sunt volan cu rotații de până la, mi se pare că 90 de grade. Nu are el foarte, foarte multe grade de rotație, dar este bun. Este singurul existent pentru PS4. Așa, el vine cu 12 butoane, dacă stau eu să mă gândesc. A few moments later. 8, 2, 9, 11... Da, mă rog, așa, 12 butoane. Aici avem niște clapete, blană. Așa. Partea de jos vine legătura, care ea normal se deșurubează, nu știu ce știți, se leagă de masă, mă rog. Așa. Nu are blocaj din motor. Este un volan cu arc, practic. Care e un volan. Aici este un buton care reglează, focalizează-te-mă. Așa. Care este legat de PS4 sau PS3, mă rog. Aici frumos. Focalizează-te. Așa. PlayStation, nu știu ce. Este un Thrustmaster T80, așa se cheamă. Aici așa vine. Da, m-aș bucura dacă te-ai focaliza. Focalizează-te-mă. Așa, și da, foarte frumos, și cam așa, ok, să dăm la o parte volanul ăsta, așa, să vă arăt pedalele, se pare că este chiar foarte interesant, așa.
scuze de imagine, dar să zicem că va răvola. Ok. Care intră aici la mufă. Am focat. Gata, așa. Intră aici și mufa respectivă. Așa, să vă șoc cum intră. Intră cam așa, aici, în chestia asta. Ia să iau și o mână dreaptă, care e mai de bază. Și cam a intrat. Și acum, printr-un USB, se conectează în USB-ul de la... Haide, nu. Nu vrea. Nu vrea ce să-i fac. Așa, fraților, deci... Mi se... Da. Nu știu ce să mai zic. Da, mă rog. E destul de mișto. Trustmaster T80, dacă vreți. Cine are PS4 și poate lua. Volanul chiar se rotește mișto. Aici R2-ul și L2-ul de pe pedale sunt și pe volan, dacă nu vrei să te joci cu pedalele. Uitați așa. Și cam așa. Deci, în concluzie, mi se pare un volan care chiar merită. Adică, dacă vreți să vă jucați și voi odată la o săptămână, nu știu ce, cu un volan, e bun, vă distrați, mă rog. Dar are și câteva minusuri, bineînțeles. Există și volanuri mai bune, Logitech G27, G29. Ok. Deci, nu uitați să dați un like, un share pe Facebook. Eu m-am dus...